Rosé cu Sprite. Ce ce zic, stai. 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 Rosé cu Sprite. Ce ce zic, stai. 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 Salut toată lumea, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Sunt alături de Albert. Cum ești, Albert? Bă, sunt bine, am venit să fac un antrenament. Cum se cade? Păi, da. Știu că ai făcut foarte mult box la viața ta. Da. La Steaua? Da. Și de ce te-ai lăsat de sportul ăsta? Din cauza la anturaj, din cauza la... Am înțeles. Dar îmi pare rău, maxim. Și dacă ar fi oportunitate să te bați din nou, pentru că am auzit niște vorbe în zona mea, spun că oamenii ar vrea să ia în gala lor. Nu știu. Ar trebui să mă antrenez înainte. Nu, da, bineînțeles. Și revin. Cum ai făcut tu tranziția de la sport de contact la muzică? Habar n-am, niciodată. Deci asta a fost spontan. Gen, când mai mergeam prin studiouri, încă făceam loc. Și cum am început să cânt, să mai scot, să dau de panturaje, de puțin cașcaval, din păcate, m-am luat cu altul. Ce vă te lua? Astăzi o să facem prima dată încălzirea, puțină palmare, după care o să dăm drumul la peruviană și puțin spare. Da? Bun, băieți, apăsați butonul de like, vreau 20.000 de like-uri la vlogul ăsta, de subscribe și să începem! Bă, vreau să vă zic ceva, chiar sunt curios acum cum o să fac Albert la palmare, pentru că te-am văzut și în alte videoclipuri. Te-ai fost singurul pentru care am băgat mâna în foc, că știi box. Ha! Bun! Ha! Bine! Bun! Bine, bravo! Un, doi! Bine! Haide! Un, doi, unu! Bravo! Unu, unu, slip, unu, slip, doi, bine, foarte bine, bă, împlesnește, e altă categorie, bine, foarte bine, bine, foarte bine, încarcă-le, hai, bun. Foarte bine. Azi. Bine. Bun, peruviana este trimat cu canalul lui. Este un submission din jiu-jitsu care se aplică și în MMA. Dacă te enervează vreunul în alte cartiere decât militar, da, te duci și de peruvian. Fii atent care-i schema. Stăm în poziție de parter aici. Amândoi, gen? Nu, doar tu acum, ca să înțeleg. Așa? Da, acolo, exact cu mâinile în cap. Așa, perfect. Asta e metoda de apărare când am control spate, da? De aici, mâna mea dreaptă se duce pe sub axila ta stângă și pe lângă urechea ta dreaptă și prind o priză de S-grip aici. Doar din priza asta pot să... Întorc, da? Asta e doar priza. Încă o dată. Acum urmează peruviana. Prind priza, mă arunc pe ambele tăl pe aici, stângul peste capul tău, mă las în fund, pun dreptul peste spatele, încrucișez și acum o să bat în saltea că nu o să trag. Yes! No! Nu mai pot să respire, gen, bă. Cum e? E tare. E tare? Gen, mă rog, nu să fac de-astea. Vrei să faci? Mie nu-mi plac luptele, dar... Nu asta știu, cu strângurile. Astea cu de ei, de gât. Adică jiu-jitsu. Submission. Exact, perfect. Chiar acum să-mi faci tu mie. Eu sunt în poziția asta de parter. Așa. Și o să vii cu genunchiul tău drept. Te sprijin în genunchiul meu stâng. Aici? Exact, uite aici. Exact, și piciorul ăsta o să stea aici. Dacă stai prea aproape, cu piciorul eu vin după el și o să se inverseze pozițiile. Păi și de unde te apă? Mâna ta dreaptă mă ține pe mine aici de coapsă. Așa. Înțelegi, de aici tu ar trebui să-mi dai mie pumnii în cap. Pam, da. Pam, pam, da? Să zic că eu resist, mâna ta dreaptă se merge pe sub brațul meu, prinzi aici și uite, faci priza asta. De unde, de aici? Da, exact, așa. Și pui antebrațul pe capul meu. Ăsta? Ăsta, aici. Și acum strângi tare aici, da? Bun. Te ridici pe ambele tăl. Așa. Pui stângul peste capul meu. Adică ăsta? Acolo, te lași în fund. Așa. În fund, în fund. Bun, dreptul peste spatele meu. Adică așa. Ben crucișezi. Păi n-am cum. Așa. 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 Patrași de brațe și de picioare. Așa. Ăla-i. Un ce tare. Că s-a pus și acolo. Trebuie să știi cu. Dar cum e asta? E tare. Te-ai băgat să faci jiu-jitsu? Da. Da? Da. Bă, nu știu că te-am întrebat. Păi da, frate, v-am zis.
Păi ne întâlnim și facem jiu-jitsu. Da, normal. Perfect. Cu brațele și... Ce? E tip, băi, mai ce mă știu? Nu cred că faceți acolo, cred că faceți altceva. De, ia stai așa să nu... Răzvan, vezi că apar și tu acum. Bă, nu așa, așa. Stai, așa. Ionuț, așa. Bun, te așa, nu? Așa, antebrațul pe capul lui. Așa, las-te pe fund. Și așa. Îl lovesc cu aia, băi. M-a întors. Ce mai arunca și tu așa, că prea de tot. Acum mai să ții să rupă gâtul. Vino mă cu ace fotul. Piciorul drept peste spate. Le încurcișez. Ei, vezi că faci serios? Așa? Băi! Băi, vezi că faci serios? Ai făcut serios tu acum? Au bușit negru. Bravo, băi, negru, bate cu. Băieți, hai să dăm drumul la sparring! Bine, bine. Excepțional. Toți banii, 4 milioane de euro care i-am primit la competiția asta, o să-i donez la Casa de Copii, adică la toți trepării din România. Roze cu Sprite, ha? Știi ce zic, stai! Vă mulțumesc că ați fost lângă mine. Sparingul de astăzi a fost foarte bun. Am văzut cum știi să te lupți. Băi, fiți atenți că în melodie nu este vorba doar despre cântat. Deci dacă poți să te și bați și să și cânti despre bătaie, este perfect. Dacă doar cânti și comentezi acolo bătăi, smart duel, etc. Și tu vii într-o sală de MMA și nu faci nimic încât să dovedească vorbele tale pe care le spui în melodii, ești de la? Casa de Copii. Exact, aia zi. Cum știi și voi de fapt mai. Cum recomanzi experiența ta, mai ales că ai făcut sport, știi despre ce este vorba, copiilor care vor să vină să se apuce de un sport de contact, dar părinții consideră că acest sport instigă la violență. Este cea mai mare prostie care am putut să o vreodată. Sportul, nu toate sporturile. De exemplu, MMA-ul, boxul, luptele, orice sport de contact, nu vezi doar bătaie și lupte. Te și educă în același timp, înveți și cum să mergi pe stradă, și pe cine să respecti și pe cine să nu, cum să respecti, mai multe. Tu știi despre ce e vorba și mai bine. E cea mai mare prostie care am putut să o vreodată. Să nu-ți lași copilul să facă un sport de contact. Încă o chestie. Ce ar trebui să facă? Balet? Ce ar trebui să facă? Încă o chestie care cred că toată mai e foarte curioasă. Susții violența? Nu. Perfect. Mă răspuns foarte bun. Mersi frumos, Albert. Nu uitați să apăsați acolo butonul de like și de subscribe. Vă pupăm! Sperăm că v-a plăcut.